În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Binecuvântat și drept măritor creștin în Sfânta Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos. Praznic împărătesc, întâmpinarea Domnului, Sfântul Evanghelist Luca, cel care relatează acest eveniment, ne arată cum bătrânii Iosif și cu Sfânta Fecioară au plecat să ducă pruncul la templu. Acolo a fost împinat de dreptul Simeon. Lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească cele scrise în lege, pentru că timp de 7 zile de la naștere, femeia trebuia să stea și n-avea voie să se apropie de templu. Așa se place că la 8 zile copilul a fost și a fost botezat la 8 zile și i s-a pus numele Iisus. Iar, cum citim în Levitic, de la 7 zile până la 33 de zile, femeia și dea pentru curățenia ei și la 40 de zile era adus copilul ca să fie închinat lui Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă și astăzi, având ca temei scripturistic momentul în care Mântuitorul a fost adus ca să fie încredințat la templu, să fie în bisericit, îl facem noi astăzi, atunci era încredințat la templu lui Dumnezeu, era închinat templului. Așa a fost adus pruncul Iisus și a fost întâmpinat de dreptul Simeon. Am putea să-l numim pe dreptul Simeon purtător de Dumnezeu, Teofor, Cristofor, pentru că atunci când a venit, dreptul Simeon, care era un om drept și temător de Dumnezeu și care aștepta mângâierea lui Israel, a fost asupra lui Duhul Sfânt și l-a îndemnat să iasă tocmai atunci ca să-l întâmpine pe prunc. Și l-a luat în brațe și de aceea îi spunem Teofor și a spus rugăciunea aceasta pe care nu o spune de obicei la vecernie. Acum slobozește pe robul tău, Stăpâne. Cine este acest om drept și temător de Dumnezeu care aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui? Din tradiția bisericii, din Sinaxar, aflăm că el a făcut parte din cei 70 de bărbați care în timpul lui Ptolemeu Filadelfu trebuia să meargă să traducă Sfânta Scriptură în limba greacă. Deci a mers și el, face parte din cei care au muncit pentru a avea Sfânta Scriptură în limba greacă, pe care o avem și noi și care se numește Septuagintă, de la cei 70 de bărbați care au tradus această Scriptură în limba greacă. De alminteri, ea constituie elementul esențial prin care a crescut elenismul, pentru că tot Scriptura este cea care a influențat cultura umanității. Dreptul Simeon a avut privilegiul să-l întâmpine pe Domnul și aștepta și el izbăvirea casei lui Israel, mângâierea lui Israel, pentru că lui îi picase textul din Sfânta Scriptură de la Isaia, care spune: iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul, se va numi numele său Emanuel. Și el nu-i venea să creadă cum să fie Fecioara care să nască, și a șters și până când Dumnezeu a îndreptat din nou, și a doua zi când s-a dus iarăși a găsit așa. Și atunci nu vei muri până nu vei primi vestea aceasta. Și de mult timp dreptul Simeon și de la templu și aștepta izbăvirea casei lui Israel. Aștepta mângâierea prin care Dumnezeu trimitea în lume pe Fiul Său, cel unu născut. Și din îndemnul Duhului a ieșit întâmpinarea dreptilor și sfinților părinți, Sfânta Fecioară și a bătrânului Iosif. Și atunci a rostit cuvintele acestea mângâietoare, prin care și-a arătat bucuria că Dumnezeu l-a adus pe el să vadă pe Fiul Său întrupat. Acum slobozește pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că-și văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea tuturor popoarelor,
lumină spre descoperirea neamului și slava poporului tău, Israel. Și atunci face și o profeție. Iată, acesta este pus pe căderea și ridicarea multora, ca unul care va stârni împotriviri. Iar Sfinte Fecioare a spus, iar prin sufletul tău va pătrunde sabia. Profețim prin aceasta cât avea să sufere Maica Domnului în timpul pătimirii Domnului Iisus Hristos. Și Sfânta Fecioară, spune Evanghelistul Luca, și bătrânul Iosif puneau toate aceste cuvinte la inima ei. Și ne spune Evanghelistul Luca, cel care are informația primită de la Maica Domnului, că după ce s-a dus la templu, au plecat și s-au așezat la Nazaret, ca să se împlinească prorocia care spune că Nazarinean se va chema. Iubiți credincioși, cine n-ar dori să fie purtător de Hristos, de Dumnezeu, cum a fost dreptul Simeon? Care sunt virtuțile care l-au făcut pe acest bătrân să aibă acest mare dar, să-l primească pe pruncul Iisus în brațe? Ne spune Evanghelistul Luca pe scurt, patru virtuți. În primul rând era drept. Dreptatea în Noul Testament este sinonimă cu sfințenia. Era drept și ca virtute socială, că nu lua nimănui nimic și îi dea fiecăruia ceea ce îi se cuvine, dar avea viață curată, de sfânt. Și de aceea l-a numit, purtat de Duhul Sfânt, l-a numit Scriitorul Bisericesc, că era drept înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Era temător de Dumnezeu, așa cum ar trebui să fim toți, să ne temem să facem păcatul, să știm că Dumnezeu este tot timpul alături de noi și să nu-L supărăm, să ni se scurgă viața în virtute, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel când îi scrie lui Tit. Îi scrie o scrisoare la capitolul 2, spune așa, bătrânii să fie treji, cinstiți, întregi la minte, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare, bătrânele de asemenea să aibă înfățișarea sfințită, să fie neclevetitoare, nerobite de vin mult, să învețe de bine, ca să înțelepțească pe cele tinere, să-și iubească bărbații și să-și iubească copiii, să fie cumpătate, curate, gospodine, bune, plecate bărbaților lor, ca să nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu. Iată deci cum trebuia să fie bătrânii, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel și cum îi scrie lui Timotei. Ei bine, omul acesta, Simeon, era temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel. Adică cunoștea Scripturile, vă dați seama dacă el a tradus Septuaginta, toate cuvintele pe care Dumnezeu le-a pus în Scriptură le păstra în sufletul lui și aștepta izbăvirea și n-a murit până când Dumnezeu nu i-a dat bucuria aceasta ca să-l ține în brațe pe Fiul Său cel născut. Ne mai spune că era tot timpul la templu, tot se împiedica de el, nu mai mor odată, se gândeau cum erau tineri atunci. El a stat și ieșea din templu și se ducea și aștepta mântuirea. Și mai spune acolo că era plin de Duh Sfânt. Adică, datorită vieții sale curate, datorită felului în care păstra legea veche testamentară, era plin de Duh Sfânt. Și Duhul lui Dumnezeu l-a mânat ca să vină tocmai atunci când a venit pruncul Iisus. Iubiți credincioși, câte lucruri minunate învățăm din această Scriptură. Cum trebuie să fie bătrânii, cum să aștepte fiecare întâlnirea cu Dumnezeu. Înainte vreme, oamenii în vârstă se gândeau că trebuie să ajungă la Dumnezeu. Își făceau socotelele, își rânduiau loc de îngropare și pregăteau cele care erau necesare. Sunt și astăzi unii care fac la fel. Am să vă dau o pildă din Vechiul Testament, să vedeți dumneavoastră că toți știm cine a fost Iacob,
Iacob a fost cel care a avut 12 fii, din care se trag cele 12 seminții ale lui Israel. Și când s-a dus la fiul său, la Iosif, în Egipt, i-a spus cum să se comporte, că se apropie momentul ca el să moară. Și trebuia să-l aducă în pământul Canaan, lucru pe care Iosif l-a și făcut. Iată cum îi spune: eu am să trec la poporul meu, să mă îngropați lângă părinții mei, în peștera din țarina lui Efron Heteul, în peștera din țara Macpela, în fața lui Mamri, în pământul Canaan, pe care a cumpărat-o Avram de la Efron Heteul, împreună cu țarina, ca moșie de înmormântare. Acolo au fost îngropați Avram și Sara, femeia sa. Acolo au fost îngropați Isaac și Rebeca, femeia lui. Și tot acolo am îngropat-o și eu pe Lia. Această țarină și peștera din ea au fost cumpărate de la feciorul heteilor. Sfârșind Iacov poruncile sale pe care le-a dat feciorilor săi și întinzându-și picioarele sale în pat, și-a dat sfârșitul și s-a adăugat la poporul său. Iată cu câtă grijă și învăța fiii cum să se comporte. Și citim mai departe: așa au făcut fiii lui Iacob, cum le poruncise el. L-au dus fiii lui în pământul Canaan și l-au îngropat în peștera din țarina Macpela, cea de lângă Mamri, pe care o cumpărase Avram cu țarină cu tot de la Efron Heteul, ca moșie de îngropare. Iată deci câtă grijă a avut ca să zânduiască cele de pe urmă. Așa grijă aveau și părinții noștri, cum își pregăteau locul de mormântare, cum toată viața îl îngrijeau. Mulți dintre noi am uitat de lucrurile acestea. Ei bine, am să vă dau și o pildă din țara noastră. Că Dumnezeu descoperă pentru cei cu inima curată și ziua când trec la cele veinice. Cum, de exemplu, Sfântul Ioan Iacob Românul a scris pe peștera în care a spusnicit ultima parte a vieții sale și ziua când are să treacă la cele veinice. Dumnezeu îi descoperise ziua aceasta. În ziua în care el a trecut la cele veinice, am pus și noi un copac aici care e mai frumos decât toate. Dar să vă dau pildă din tradiția bisericii noastre. Exista un părinte care a fost închis de comuniști aproape 14 ani. Nicodim Mădiță se numea. Și când a ieșit din închisoare, Teofil Herineanu l-a luat pe lângă el la Cluj. El avea dragoste față de Dumnezeu, cu o moștenisă de la bunica sa, era din Mălureni de Argeș, undeva aproape de locul în care ne-am născut și noi. Iar el acolo fiind, s-a apucat și a tipărit foarte multe cărți, pentru că poporul din vremea comuniștilor uitase cum să se mai comporte în biserică. Iar la bătrânețe s-a retras la mănăstirea Văratec. Tot aceeași îndelenicire a avut-o până în ultima clipă. De alminteri, la început, după Revoluție, multe din cărțile lui Nicodim Mândiță s-au vândut la noi aici. Și acum să vă spun că ceea ce vă spun, vă citesc dintr-o carte scrisă în Sfântul Munte Athos de duhovnicul Tănase Petronul, superiorul locurilor sfinte, de la biserica dedicată Sfântului Ioan Botezătorul. Spune că înainte să moară avea două maici care îl îngrijeau și le-a spus la maici: pregătiți-vă că la noapte vine Mântuitorul să mă ia. Maicile au pregătit luminarea, le-a așteptat să moară. Au crezut ele ce au crezut și pe la 3 dimineața a venit Mântuitorul, un arhiereu îmbrăcat, și a spus: haide! Și a zis: Doamne, cât am așteptat! Și a murit.
Maicile ne-am apucat să mai pună lumânarea în mână, dar ce rost mai avea? Mântuitorul venit să se ia sufletul, spune duhovnicul de la Sfântul Munte, de la Podromul, pentru felul în care el a știut să-și rânduiască viața și să promoveze învățătura de credință ortodoxă. Iată deci cum s-a întâlnit cu Dumnezeu imediat după moarte, cum a venit Dumnezeu să-l ia. Lucrurile acestea le vedem evocate la mulți martiri, începând cu Perpetua și Felicitas, care l-au văzut, au visat o scară către cer și Hristos dea la capul scării și a primit pe amândoi, primii martiri care și-au scris actele martirice, care se păstrează până astăzi, și alții care vorbesc cât de important este ca să dorești în viața ta, să-L dorești pe Dumnezeu și la vârsta senectuții să știi să-L aștepți, să știi să-ți rânduiești și să socotești bine anii vieții. Iată deci cât de importantă a fost lecția pe care dreptul Simeon ne-a dat-o nouă prin felul în care a știut să aștepte mângâierea lui Israel, plin de virtuți și de harul lui Dumnezeu. Mă veți întreba, părinte, cum să fim și noi plini de virtuți? Păi noi le știm virtuțile, numai să le și practicăm. Că dacă le practicăm, toate virtuțile, în toate se ascunde Hristos. Și darul și harul lui Dumnezeu se revarsă din toate virtuțile. Și dacă ești credincios, și dacă ai nădejde, și dacă ai dragoste, dacă ai cumpătare, dacă ai bărbăție, curaj și cumpătare, harul lui Dumnezeu se revarsă prin sfintele taine, adică ceasul din urmă să te găsească pregătit, cum l-a găsit pe dreptul Simeon, care aștepta mângâierea lui Israel. Cum l-a găsit pregătit? Citind Scripturile, așteptând să se împlinească în rugăciune, și mângâierea a fost pe măsură. L-a ținut în brațe pe slobozitorul sufletelor noastre, care ne-a dăruit nouă și învierea, cum cânta într-o par așa de frumos astăzi. Iubiți credincioși, viața noastră trebuie să o trăim să fie plăcută lui Dumnezeu. În post, în rugăciune, în participare la viața bisericii, că era acolo, spune Scriptura, și o bătrână de 84 de ani care venea la templu și aștepta așa izbăvirea. Și ce făcea? A spus tot ce s-a întâmplat în templu în ziua aceea pe la toți. Trăise în văduvie și era prezent în biserică. Așa să fim și noi, să ne păstrăm văduvia curată, cei care suntem văduvi, bărbați sau femei, și să păstrăm dreptarul credinței sănătoase, iar drumul către biserică să fie cărarea vieții noastre spre mântuire. Amin.